Schimbare de rol într-o situație de comunicare. Clasa a șasea. Comunicând, acționăm unii asupra altora și asupra lumii în care trăim. De ce? Așa mă întreabă elevii mei curioși. Sigur și voi sunteți tot așa. Opriți resursa video și dezbateți. E un subiect important. La ce concluzie ați ajuns? Ce idei ați vehiculat? De exemplu, suntem conectați. Lumea trebuie să fie un loc bun pentru noi toți, nu doar pentru unii. De ce? Ar întreba iar cineva. Gândiți-vă, dacă lumea e sigură doar pentru mine sau doar pentru tine și nu e sigură, ci de-a dreptul periculoasă pentru celălalt, atunci cum va acționa? Cum se va purta celălalt care e amenințat? Când se simte amenințat? Poate fi amenințat de sărăcie, de lipsă de educație, de boală, de singurătate. Deci, lumea trebuie să fie un loc bun pentru noi toți. Reținem. Vorbim cu o anumită intenție. Citat. Într-o situație de comunicare dată, un vorbitor produce o secvență lingvistică cu o anumită intenție, urmărind producerea unor anumite efecte asupra alocutorului. Am încheiat citatul. Intenția poate fi exprimată atât verbal, cât și paraverbal sau nonverbal. Vă propun să realizați un joc de rol cu schimbare de roluri pe baza poveștii unui elev mentor. Va urma lucru în echipe, alegând o ipostază dintre cele pe care vi le ofer eu sau inventând voi alta. Studiu de caz. Cine este el? Citez. Ca mentor, m-am cunoscut mai mult și pe mine. Am încheiat citatul. Intrați pe www.unicef.org România, la secțiunea povești, veți descoperi povestea lui Petru. După ce am citit povestea, am extras informații și trăsături de caracter. Mi-l prezint pe Petru. Alegeți câte o ipostază pentru a realiza jocuri de rol pe echipe. Eu vă propun 5 ipostaze. 5 ipostaze pentru 5 echipe. Dacă doriți să împărțiți clasa în mai multe echipe, mai adăugați câte ipostaze sunt necesare. Observați cele 5 ipostaze. Începem cu 1. Petru. Cum se simte, cum acționează înainte de a pleca la liceu într-un oraș străin. 2. Ajuns la noua școală, nu cunoaște pe nimeni. 3. Un coleg îi propune să facă voluntariat. 4. Devine voluntar. 5. Se transformă în mentor pentru elevii mai mici. Deci fiecare echipă primește o ipostază pentru a realiza jocul de rol. Mergem mai departe. Sunt câteva cerințe. Le observați? 4 cerințe pentru a îndeplini jocul de rol. După jocul de rol, aveți un moment de autoreflecție în care să descoperiți care a fost intenția care a stat la baza jocului de rol, care a fost scopul, evidențiați câteva beneficii aduse de schimbarea de rol și evidențiați dacă ceva v-a deranjat și fișa de autoevaluare pe care vi faceți da sau nu. Mulțumesc!